Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Anda Adam și Iosif Eudor Mohaci au venit împreună la un eveniment din capitală, fiind prima lor apariție după ce s-au căsătorit. Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine. Tocmai de aceea, pentru că era final de an, nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă. Iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare, a spus Anda Adam. Petrecerea de nuntă va fi destul de mare, așa cum a dat de înțeles cântăreața și soțul ei. Cei doi vor să cheme mulți invitați, iar artista a declarat că are de gând să invite mulți colegi de breaslă și oameni din showbizul românesc. Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns. Nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea. E un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic de ascuns. Pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la un super petrecere pe care o vom organiza. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.